lasă-mă în pace, mă. Bună seara. Hai. Măcar la vine îl avea în picioare, adică avea doi de ăștia în picioare. Tu ai venit... Am venit, dar să nu mai vin singură. Tot timpul vin singură, invitată la tine în emisiune. Unii cu bișoni în picioare, și... alții cu bișoni la înaintare. Să rămână, Diana. Bună. Bună. Deci ai creat o revoluție aici în redacție. Da. Cu cine vine Diana? Ai dat SMS. Vedeți că nu vin singură. Bam, îți dai seama, s-a întors toată lumea, s-a chemat toată presa mondenă, toate tabloidele aici. Cu cine vine Diana? Hai să vezi. Vine El este cu... băiatul meu, Aki. Aki, salut! Zi, salut! Mă așteptam să te lase acasă, să vină cu altcineva, dar... Nu, altcineva nu o să vină niciodată la televizor. Nu, deloc. De cât timpul deții? De un an. Un an de zile. Un an de zile, da. Am înțeles că e de-asta cu pedigree grav, adică... Da, e... are un pedigree impresionant. Și băiatul care are Gdel, care îl spală săptămânal, așa. Mi-a propus să-l ducă el la concurs și probabil o să-și participe la concurs anul viitor, pentru că aici are o blană extraordinară și că trebuie dus la concurs. Uh-huh. Și o să-l duc la concurs și pe el. Să vadă și el cum e să fie în lumina reflectoarelor. Mă gândesc că un exemplar de ăsta stă la coafor mai mult decât stai tu. Da, el merge o dată pe săptămână, are program, clar. Super. Eu nu merg o dată pe săptămână. Și tot așa stă cât stai tu? Adică eu de obicei îl las, în mod normal durează cam o oră jumătate la el, dar de obicei îl las acolo și îl iau când îmi termin eu treaba, în funcție de ce treabă am în ziua respectivă. Am înțeles. Bine, Aki, păi să vorbim puțin cu stăpâna, pentru că a fost un an al schimbărilor pentru Diana, da. E anul în care s-a și măritat. Da. Ce mi-ai făcut? Ai jucat din nou într-un film? Da. Care urmează să apară anul viitor? Da, în martie. Ai făcut și televiziune? Ai prezentat Eurovision, nu? Anul ăsta, nu? Da. Ce mi-ai schimbat în viața ta? Nu, în afară de statut social de la nemuritată la schimbat muritată. Și mașina. A trecut de la una mică, un pic mai mică decât bișonul ăsta, da, la una mare. Mi-am schimbat mașina, era în familie deja, adică nu mi-am schimbat-o. E confiscat-o. Și cealaltă mașină este în continuare în familia noastră. Deci nu, astea sunt niște speculații, că mai scrie presa ceva. Trecând cumva pe numele lui, e normal să-i iei mașina, adică ce e a lui. Da, zis, gata, frână, stop, de acum, dacă mă cheamă Boroi, mașina e a mea. Deci tu acum circul cu a lui și el circulă cu aia mică, da? Da. Am făcut schimb de mașină, asta nu înseamnă că el e mașina lui, e mașina mea. Nu, eu am mașina mea, el are mașina lui. Din când în când le mai schimbă, mai ales în perioada rece și acum că a tot nins și plouă și așa. A zis, hai, vreau să fii safe, condu tu mașina mea. Ok, da, dar nu... Parcă n-ai fi făcut atâtea ieri din mașina aia mică ta. Da. Acum ai doamna Boroi, cum a spus. Nici nu doresc să schimb mașina mea. Mașina mea este o mașină de colecție, este prima din generația ei și nu-mi doresc să o vând, vreau să fie acolo, să țină la lung. Deci e doar o perioadă. Am înțeles. Deci, cumva, dacă până acum îți plăceau chestiile mici, gen bișonul ăsta, mașina aia, acum mi se pare că ai trecut la... Da, e mai mult confort ca orice, într-o mașină mare. Ca orice femeie care se mărită, așa... Da. Ce să zic, e mai bine. Mai bine cu trolebuzul decât cu pitica. Iubi, dacă o să facem un copil, îți dai seama că în mașina aia nu sunt deloc sigură. Să-mi iau un autocar. Așa zic toate, crede-mă. Și ce mai vrea să schimbi la tine? În 2019 aș vrea să schimb tot. Adică tot ce înseamnă viața pe care am avut-o până acum, aș vrea să o schimb. În sensul că vreau să mă apuc de altceva, să fac cu totul altceva, care nu are legătură cu actoria sau cu televiziunea sau cu showbiz-ul. Nu știu exact, demersul deja l-am început. Fac o școală pentru ceea ce vreau eu să fac pe mai departe. Nu vreau să spun pe cuvânt exact ce se întâmple, pentru că aștept să se întâmple, lucrurile să le iau ușor. Dar 2019 pentru mine va fi un an de încercare, pentru că practic o să o iau de la început. În ceva ce n-am făcut până acum, învăț, sunt la școală pentru treaba asta și sper să îmi iasă, pentru că nu mă mai regăsesc în ceea ce fac acum. Nu știu, ori m-am maturizat, ori pur și simplu m-am plictisit, ori... De ce nu-ți place, dragă, să fii influenceriță? Nu... Nu mai îmi place. Nu-ți adică place să îmi place, fac chestia asta cu drag, dar nu este ceva care mă împlinește. Adică nu e ceva în care mă mai regăsesc. Mi se pare că am o vârstă în care nu mai îmi permit să zic, vai ce ruși drăguți, vai ce nu știu cum, ce îmi place rimelul, aoleu, ce... Nu mai pot.
Nu mai poți, nu? Nu, nu mai îmi place, repet, nu mă mai regăsesc. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva care să mă împlinească cu totul. Nu o să renunț în totalitate la cariera mea de actriță, adică dacă o să fie vreun film, o piesă de teatru, în continuare voi face aceste lucruri, dar nu voi mai avea foarte multe apariții mondene pentru că nu mai îmi plac. Nu voi mai avea foarte multe apariții la emisiuni în care hai vino și pe la noi să ne zici ce mai faci. Adică lucrurile astea care sunt obositoare pentru mine, din punctul meu de vedere, nu știu. Adică te consumă. Mă consumă și te consumă pentru că nu-ți mai plac. Da, exact, cam asta e. Mi se pare un stres să te machiezi, să te aranjezi, să-ți cauți o ținută, să fii. Plus că pe lângă asta mă deranjează toate articolele care au ieșit în ultima perioadă despre mine și despre ce se scrie acum, mi se par unele sunt chiar aberante. Dar și ce te deranjează? Pentru că le citești. Da, eu jur că n-am mai dat search pe Google după Mihai Morar de... Nu știu dacă nu le citesc eu, cineva le citește și îmi spune ai văzut că... și mă face curios, adică... Sunt absolut imun, deci jur. Da, nu știu, eu pur și simplu că poate toate sunt poate acumulate acum toate. E și sfârșit de an, sunt și foarte obosită și... Dar cert e că nu mai vrei să faci ceea ce ai făcut? Sau... Nu, adică mi-aș dori ceva nou. De asta și m-am apucat și fac o școală, învăț niște lucruri noi, lucruri de care habar n-aveam până acum și îmi place. Păi ai un soț nou, ai o mașină nouă, ai... N-are legătură. N-are legătură. N-are nicio legătură, nu. Vreau să fac ceva palpabil, nu știu, ceva. Doresc... Adică să ai ceva care să, așa cum în anii din urmă te-a împlinit aceste apariții în filme, piese de teatru. Da, da. Emisiuni de televiziune, că a fost Eurovision sau... E, uite, de exemplu, lucruri de genul ăsta probabil o să fac în continuare și o să accept cu mare drag dacă mi se vor propune, știi? Proiecte speciale. Proiecte speciale, că lucrurile astea îmi place să fac asta. Nu știu cum să explic. Pe mine social media, tot ce se întâmplă în social media, tot ce se întâmplă în presă la ora actuală, tot ce se întâmplă în majoritatea emisiunilor TV, mie nu-mi place, eu nu mă mai regăsesc acolo, nu mă mai simt. Știi? Nu, mi se pare că nu mai fac parte din lumea asta și ne mai facem parte din lumea asta, trebuie să-mi găsesc un loc al meu și atunci încerc altceva care nu are legătură cu lumea asta. Cu nimic din ce ai făcut până acum? Da, cu nimic din ce am făcut până acum. Probabil că o să, bineînțeles că o să fie, care o să mă jure, care o să zică, aoleo, e ajuns, ce să spun, fițe de... Nu, pur și simplu eu mă consider că am 35 de ani și am ajuns la o maturitate în care simt nevoia să fac ceva mai... Dar nu ne spui acum. Nu știu dacă o să se întâmple. Adică nu pot să spun. Eu vreau să încerc ceva. Nu știu dacă o să fie. Deci să iei de la zero. Efectiv o iau de la zero. Este ceva ce nu am mai făcut până acum. Are legătură vrei cu vârsta spun, asta? Vrei să-ți spun ce fac acum? Da. Acum fac o școală de design interior și exact în zona asta vreau să lucrez. Design interior. Ce înseamnă școală de design interior? Adică... Exact, mă duc la cursuri și învăț despre designul interior, despre cum se amenajează o casă de la zero până la ultimul bibelou, detaliu, whatever, cum vrei tu să-i spui, pe care îl pui în casă. Da, asta nu e o treabă ușoară, adică nu, nu e nu ca este și cum ușor, este două luni devii învățat. Nu, tocmai, eu am început o școală de ceva timp și îmi place foarte mult. Mai am persoane în viața mea de la care pot învăța lucrul ăsta, care au business de peste 15 ani în domeniu și îmi doresc foarte mult să învăț și să încerc. Deci chestia asta chiar n-are nicio legătură cu televiziunea, cu showbiz-ul și vreau, simt nevoia să fac ceva nou, altceva. Deci tu vrei să-i fii complementară soțului? Nu, soțul meu face altceva, nu... N-are nicio legătură. El nu ridică... El ridică, păi da. El ridică și tu amenajezi. Nu, nici nu m-am gândit la chestia asta. Nu vrei să faci afaceri în familie? Nu. Nu. Știi cum e aia cu frate, dar brânzai pe bani? Păi știi care e treaba? Că de obicei într-o afacere, unul iese în câștig, e greu să câștige amândoi, știi? Da. Unul iese în câștig și celălalt iese... Eu deocamdată îmi doresc foarte, foarte mult să pot să fac altceva de ce am făcut până acum. Ceva în care să mă regăsesc și să-mi placă și să îmi provoace aceeași plăcere pe care o am, de exemplu, când sunt la teatru și sunt pe scenă. Este singurul lucru care mai îmi dă fiorii aia pe care îi simt, emoțiile. Și același lucru mi-aș dori ca ce voi face de acum încolo și să mă ajute Dumnezeu să reușească. S-ar putea să nu-mi reușească, s-ar putea să fie un eșec total, dar eu încerc pentru că sunt încă tânără și pot. Și să-mi reușească și să fac asta la lung. Adică îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Dar ai vorbit cu cineva, nu știu, cu un psiholog, de exemplu, sau
cineva care să te cunoască bine, o confidentă de ta. Poate e o criză a vârstei, poate e... Chiar dacă m-am gândit frumoasă. Eu singură la treaba asta, okay. Dacă este o criză a vârstei și dacă într-adevăr, măi, poate trec eu printr-o perioadă mai ciudată, dar nu, mi se întâmplă de foarte mult timp. Tu gândește-te că eu am mai bine de 4-5 ani de zile în care eu nu mă uit la televizor. Tocmai pentru nu mă uit nici când sunt eu sau vreo apariție de aia. Nu mă uit, nu... A, și ți se pare cumva... Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar... Ți se pare cumva... Nu e... Împotriva firii ca tu să apar la televizor în condițiile în care tu nu mai consumi televiziune. Exact. Nu și nu, mi se pare că în ultimii, cel puțin în ultimii 2-3 ani de zile se se pune foarte mult amprenta pe cum arată un om, nu cum este un om. Și deși eu... Dar asta se întâmplă și pe social media, păi, adică nu se întâmplă doar... De acolo pornește, acolo e buba cea mai mare, din punctul meu de vedere, și nu o susțin doar eu. Am citit chiar de curând un articol apropo de asta, că s-au făcut niște studii. De acolo e cea mai mare problemă. Eu nu o să pot să schimb singură lucrul ăsta și nimeni nu o să poată să schimbe și atunci, decât să mă pierd și eu în mulțime, prefer să, știi, o să mențin conturile de socializare, o să postez în continuare lucruri care consider eu că trebuie postate despre mine și despre viața mea, dar vreau să fac altceva. Atât. Îmi doresc foarte mult treaba asta, adică bănuiesc că nu e de condamnat. Adică Doamne, ferește, dar... Poți să ai un nou început. Sunt oameni care s-au resetat la 45, 50 și ceva de ani. De ce n-ai încercat lucrul ăsta la 35 de ani? Adică dacă ar fi fost să... La un moment dat, când eram mai micuță, acum vreo 7-8 ani, mi-am dorit foarte tare să plec în America și să încerc să joc acolo. Să crezi că acum mai târziu? Găsisem acolo, o să mă angajez ca și hostesă, o spătăriță într-un bar de țin de niște prieteni români și seara să lucrez acolo și ziua să mă duc la castinguri. Dar e foarte greu, este extrem de greu. Adică dacă n-ai un impresar care să te ajute, care... Ori la 35 de ani... N-ai mai face asta. Pe bune, la cine te mai... Adică ce șanse mai ai? Adică dacă la 20 îți permis să pierzi 10 ani încercând, la 35... Nu mai am cum. Anul viitor, pe vremea asta, s-ar putea să... invitata mea de astăzi să fie cea care vă amenajează casa. Doamne ajută să te audă Dumnezeu! Să vă mutați pentru Crăciunul lui 2019. Dar deocamdată este aceeași Diana Dumitrescu. Nu e frică de a o lua de la capăt, de a învăța ceva, ceva nou, ceva ce n-am mai făcut până acum, și anume design de interior. După pauză vorbim și cu nașa Diana Dumitrescu. Înțeleg că urmează să nășești? Da. Da? Da. Tocmai ți s-a născut finuța. După